Veneam dimineața la 9. Da. Mergeam la Pinti, ne beam cafeaua. Așa. Da. Salutam staff-ul, da? Duceam pe un vestiar pe la băieți. Le dădeam bună dimineața și pe mă plecam. Acasă? Nu acasă, rămâneam în bază. Nu intram în program, nu mă interesa programul. În momentul când au apărut alte discuții. Alte discuții care? Nu știu acum, motivul lui, la un moment dat, a fost, domnule, Strizu trebuie să înțeleagă că nu poate să fie antrenor la noi. Strizu vrea mai mult. Asta a fost motivul care a ieșit el în presă, vezi, Doamne. Da. Strizu nu a vrut niciodată mai mult. Ideea asta a preluat-o și Becali, și cred că de la el. Mai, la cine? Mi-a zis că poate să antreneze. În fine, dar nu... Așa, nu, bun, nu, în regulă, da. Și atunci, Strizu n-a vrut niciodată mai mult. Strizu, din a doua etapă, a înțeles despre ce e vorba. Dacă nu era tăia, în a doua etapă plecam. Da. Da? Și atunci, nu știu, poate am greșit, v-am spus, am intervenit la două meciuri. Sau mi-a mai spus o părere pe banca de rezervă. Sau, nu știu, am mai vorbit unele lucruri cu Pinti. Și atunci, totul se află. Totul. La FCSB totul are urechi, nu? Totul ajung la mea. La Stoica. Ok. Și atunci, dacă ei au crezut, sau el a crezut, că eu îmi doresc mai mult, o să vină să spună.